prostia ANAF-ului chiar continuă. Nu, nu se lasă. Știți că au anunțat controle. Le-au anunțat și le-au făcut. Ce să vă mai zic? Viața noastră va fi altfel de azi înainte. În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei diferențe între veniturile declarate și veniturile estimate de noi. Cea mai mare diferență a fost găsită la un contribuabil din județul Iași de 11,7 milioane de lei. Impozitul pe care trebuie să-l plătească este în valoare de 3,5 milioane de lei. Wow! Șeful ANAF iese să ne spună că a găsit taxe neplătite la cetățeni de 6 milioane de lei. Mă rog, 3,5 doar la 1. Cred că domnul șef de la ANAF nu înțelege ce și cum. Să descifrăm chestiunea cu exemple din lumea celor care nu cuvântă. Mai simplu de atât nu cred că se poate. Ăsta e ANAF-ul nostru. Aleargă după scame, după fluturași. Să ne uităm pe niște cifre, dar cifre, nu șpaga aia de dat la lăutari. România se afundă în mocirla evaziunii. Nu doar că avem cel mai mare deficit de încasare la TVA din Uniunea Europeană, dar acesta și crește. În jur de 35 de miliarde de lei anual e deficitul colectării de TVA. Procentual e cel mai mare din UE, 2-3% din PIB. Să vă dau niște exemple. În 3 ani, Polonia a scăzut de la 24% neîncasare TVA la 10%. Cehia de la 17% neîncasare la 12%. Și acum să vă citesc ce a făcut Polonia. A implementat 7 structuri de date care trebuie transmise de către contribuabil în format SAFT. Înregistrări contabile, extras de cont, inventar, jurnale de TVA, facturi, cont de profit și pierdere și evidența veniturilor. Doar jurnalele TVA trebuie depuse lunar, în timp ce celelalte sunt transmise doar la solicitarea expresă a autorităților fiscale. Obligația de conformare cu fișierul standard le revine tuturor companiilor înregistrate în scopuri de TVA. Evident, nu mă apuc acum să vă plictisesc cu ce înseamnă fiecare în parte. Nici nu știu. Dar ce vedem? Păi îi vedem pe unii care știu ce vor și aplică o metodă clară care e de succes. De ce nu o luăm și noi? Copiem ca nebunii în teze de doctorat, dar nu putem să copiem un sistem fiscal de la două țări mai încolo? La TVA vorbim de miliarde și miliarde de euro anual. În schimb, ne place să bârfim la greu despre neacostică prof de mate care nu știu câți bani a făcut. De ce fac cei de la ANAF asta? Păi ca să scandalizeze cetățenii. Uite mai, uite ce fac nenorociții ăștia de profesori. De-aia n-avem pensii. O mare minciună. Cele mai mari găuri pe care finanțele publice le înregistrează în ceea ce privește colectarea veniturilor vin din TVA. Noi suntem pe ultimul loc în Europa la acest decalaj între cât ar trebui să colectăm TVA și cât colectăm de fapt. Iar asta se poate remedia. Sunt exemple peste tot. Ne spune UE zilnic ce trebuie implementat și cum. Și totuși nu o facem. De ce? Oare parte din acești bani neîncasați ajung la partide? Nu, nu cred. Ce vreau să spun, să nu fiu greșit înțeleasă. Toți trebuie să plătească taxe. Dar dacă tot începem o campanie, hai să ducem eforturile în zona banilor mulți, spre TVA, spre companii mari care își mânăresc profitul și tot așa. Că dacă tot depunem efort, nu e mai bine ca acel efort să producă 1 miliard de euro în loc de 5 milioane? Cred că ai dreptate.